Am convenit că acesta este un moment foarte potrivit, pentru că în biserică este cercetarea lui Dumnezeu. Mă gândeam în timp ce răbiții tineri cântau acest mesaj, într-adevăr chiar este posibil pentru cineva să fie astăzi ultima chemare. Și cred că ar fi un act de înțelepciune din partea noastră a tuturor să luăm în serios această dimineață. O dimineață plină de har, plină de semnificație și plină de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, în mod special pe voi 14, care sunteți o imagine inconfundabilă a faptului că Dumnezeu, prin puterea Evangheliei și prin Duhul Sfânt, mântuie oameni. Să nu se mai îndoiască nimeni. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Un suflet este mai prețios înaintea lui Dumnezeu decât cerul și pământul. Aici sunt 14. Bucurați-vă de ei, bucurați-vă cu ei și mai ales cei care n-ați făcut ce fac ei astăzi și vor face azi, să faceți și voi. Nu mai amânați. Chiar cred că nu mai trebuie să amânați. Este un semnal pe care Dumnezeu îl trage. Cred că încă o dată Dumnezeu undeva își arată puterea și binecuvântarea sa. Lăudat să fie Domnul. Vă salut pe prietenii, în mod special pe frați, pe surori, în credința Domnului Iisus Hristos și mă bucur să revin la Deva. Deva rămâne un loc special în inima mea. În anii ăștia am venit foarte mult și foarte des, dar nu-mi pare rău, pentru că văd cum Dumnezeu lucrează cu putere. Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea să revenim la acest text și nu mi-este deloc greu, pentru că au fost și recitate și spuse aici lucruri care concordă exact cu ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Această pildă este o pildă foarte frumoasă. Este foarte frumoasă prin conținutul ei și este foarte frumoasă pentru finalul ei, pentru acest fiu. Această poveste frumoasă este în special dedicată și predicată și explicată în special pentru cei care au devenit fii și fiice și mai apoi, atrași de lumea asta ciudată și urâtă, au călcat strâmb, au alunecat și au plecat departe de casă. Este o pildă și o evanghelie care spune că există a doua șansă să te întorci înapoi. Această pildă zugrăvește pe acest tată care așteaptă, care e la curent cu ce se întâmplă cu fiul lui și care trage nădejde că el se va întoarce, ceea ce și spune pilda, că el s-a întors. De aceea, cred că dacă sunt aici fii și fiice risipitoare, trebuie să pricep că ți este dedicat textul ăsta, într-un mod clar în dimineața asta. Și te rog, în numele Domnului, să fii înțelept și înțeleaptă, să te întorci la Dumnezeu astăzi. Apoi vreau să spun că tot prin ajutorul Dumnezeu am privit această pildă într-un spectru mai larg, mai general. Și îndrăznesc să spun aici, în Deva, că această pildă este pilda mea și a ta și este pilda tuturor până la un punct. Pentru că nu știu cum să vă spun, noi toți am risipit. Și noi toți am fost mari sau mici risipitori, care am luat o moștenire a lui Dumnezeu și am întinat-o prin tot felul de acțiuni și prin tot felul de gânduri și de fapte. Zonele în care, în general, toți am risipit sunt zonele foarte cunoscute. Le auziți aici pe text. A dus o viață destrăbălată. Prima zonă sau una din zonele în care oamenii risipec este destrăbălarea. Zona asta carnală, zona asta senzuală, în care și pentru care foarte mulți au plătit un preț. Foarte mulți s-au depărtat de biserică, de Dumnezeu, de Biblie, pentru că au spus, vreau să-mi trăiesc viața. Iar a trăi viața, fraza asta explicată clar și direct, sunt păcatele astea carnale. Pentru asta o mulțime de oameni îl abandonează pe Dumnezeu. Pentru ca să poată să-și dea drumul imaginației.
Și apoi, prin imaginație, să-și dea drumul la un moment dat faptelor și să trăiască cum vor ei, după cum le place. Uitați-vă, stimate doamne, bărbați și femei și părinți, și îngroziți-vă. În ce punct a ajuns omenirea în zona asta carnală al destrăbărării? Uitați-vă ce legi există, uitați-vă în ce ne dreptăm și spun, speriați-vă și îngroziți-vă. Și n-ar trebui să vă fie jenă să strigăm cu toții, Doamne, salvează România, Doamne, salvează lumea asta, că ne prăpădim. Că doar ați văzut că nu sunteți fără să fiți la curent cu cea sau cel, că nu mai știu cum să spun, care a câștigat Eurovision. Ați văzut pentru cine a votat Europa, da? Ați văzut? Asta este dorința. Asta se caută. Asta e imaginea. Asta e libertate. Asta e tendința. Asta trebuie adus. Asta trebuie apărat. Nebuniile. Apoi când spun asta, vă spun că risipirea asta, care este pusă în text, ducând o viață destrăbărată, este întoiul problemei. Este întoiul zonei. O a doua zonă în care noi putem să risipim este zona libertății. Vreau să fiu liber, vreau să fiu independent. Uitați-vă la copiii noștri, de când prind așa câteva aripi, deodată se simt agresați de mama, de tata, cicăliți, reacționează negativ, dur, m-am săturat, nu mai vreau, vreau să fiu liber, vreau să fac ce vreau. Nu mă întreba. Asta este tendința. Omul vrea să fie liber. Omul vrea să meargă când vrea el, să vină când vrea el, să gândească cum vrea el, să vorbească cum vrea el, să se însoare cu cine vrea el, să divorțeze când vrea el, să facă tot ce vrea el. Vrea libertate. Spunând că în libertatea asta și în presupus asta libertatea, el își va găsi fericirea. Asta e. Că nu e așa, e o altă poveste. Pentru că în adevăratul sens al cuvântului, toată această libertate de pe text, tată, vreau să plec, vreau să mă duc, vreau să fac ce vreau eu, vreau să fac ce vreau cu banii, vreau să fiu liber, toată această libertate l-a înrobit. Toată. Și l-a înrobit pas cu pas, atât de tare încât într-o zi și-a dat seama că și-a făcut viața praf. Să vă pun în dimineața asta de la balcon și în sală să ridicați mâinile câți ați dorit și am dorit această libertate și ne-am trezit deodată că suntem îngroziți și robiți? În urmă cu două săptămâni am fost într-o tabără cu tinerii din Irlanda, în Belgia. Și într-o pauză pe care am avut-o acolo între seminarii, a îndrăzit un tânăr să vină la mine și mi-a spus, nu știu cum să vă spun, eu sunt la marginea prăpastiei. După ce am vorbit, azi de fapt vreau să vă spun că nu sunt cu un picior în prăpaste. Și după ce am mai vorbit, mi-a zis că sunt prăspaste cu tot. M-am uitat la el, avea mai puțin de 20 de ani. Și când mi-a spus ce a dorit și unde a ajuns, și când l-am văzut cât de robit era, de droguri, de tot felul de păcate, dar cum ai ajuns aici? Mi-am dorit să fiu liber. Vin dintr-o familie de 11 copii, de pe Valea, de unde vin și eu. Valea Someșului. Și am crescut prin biserică. Diavolul m-a amăgit. Am vrut să plec de acasă, că m-am săturat de reguli. M-am săturat de tot ceea ce eu predic în dimineața asta. Care de multe ori este sinonim pentru mulți din dumneavoastră. S-o pocăit, o nebunit, o rătăcit. Da, ăsta... O vrut să nu mai fie nebun, să nu mai fie rătăcit, să nu se mai roage, să nu mai cânte, să nu vină cu taică să-mi față, cum a venit aici vreo patru flăcăi cu tata să cânte, pentru că asta înseamnă rătăcire, nebunie, prostie, tot ce vreți dumneavoastră pentru multă lume cu prejudecăți. Și a zis, nu vreau să fiu liber. Dacă libertate înseamnă droguri, dacă libertate înseamnă asta, atunci vă las. Cui o vreți? Eu nu vreau. Nici pentru mine, nici pentru copiii mei. Ci găsesc că libertatea cea mai mare este în Hristos. Dacă mă întrebați de ce, vă spun în trei fraze. Pentru că cel care ne-a construit și a pus în noi năzuința după fericire este El, Dumnezeu. Și nu există vreo posibilitate. Unica pentru care și prin care putem să ajungem la fericire este cea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și spun din toată inima, binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Nu visa la libertăți. Că astea costă. Nu visa la o viață lipsită de reguli, că te distrugi, te autodistrugi. Dragoste are limite, m-a întrebat cineva, dragoste are limite? Da, dragoste are limite. Pentru că trebuie să fii fidel, pentru că trebuie să fii așa, pentru că trebuie să fii așa. Dragostea nu înseamnă haos.
Dragostea nu înseamnă să faci ce vrei. Dragostea chiar înseamnă să nu mai faci ce vrei. Pentru că atunci când te îndrăgostești de o persoană, se fixează automat niște limite. Ai un spațiu în care te derulezi, dar acolo în spațiu ăsta îți găsești cea mai profundă libertate. Ori de cum ori încerci să trădești spațiul ăsta, tu ai trădat dragostea și nu mai ești în libertate. Ești într-o profundă robie. Așa e și cu Dumnezeu și cu sufletul tău. Când te-ai depărtat de Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu, de Biblie, de pâinea vieții, de cuvântul sfânt care îți aduce liniște și pace și te transformă, ai pierdut libertatea și ai intrat într-o cruntă răbie. De acum există un miracol care te mai poate aduce înapoi. Și miracolul ăsta vreau să se producă în dimineața asta. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. O altă zonă în care risipim este zona mândriei. Pentru că nu trebuie să ne ascundem acum aici. Nu ne place să ne comande nimeni. Eu. Așa a zis și el. Eu vreau să fiu odată pe picioarele mele. Să-mi conduc eu viață. Ne-am condus. Unde am ajuns? Am condus familia. Unde a ajuns familia? Mândria este o mare problemă. Este una dintre cele mai mari probleme. Din cauza acestei probleme a mândriei, unde a început să risipească Satan de azi, care n-a fost așa, a căzut din cer. Pentru că a vrut să fie mai presus de Dumnezeu. Din pricina acestei risipiri a căzut Eva și Adam la pachet. Pentru că au vrut să fie ca Dumnezeu. Ei să înceapă și ei să sfârșească. Și cu toții am intrat într-o cruntă robie. Omenirea întreagă și Satan cu îngerii care au căzut definitiv, fără vreo șansă de a mai fi remediată povestea lor. Așa că ar trebui să vă sesizați azi și să știți că pilda asta este pilda mea și pilda ta. Până la un punct, toți am risipit. Apoi vreau să vă mai spun ceva. Sunt persoane care acum când predic eu risipesc. Îndrăznesc să spun asta. Și sunt aici și eu și frații și mai ales este aici Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Să lucreze prin puterea Evangheliei. Că să se curme orice formă de risipire, acum și aici. Și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, venindu-ne în fire. Lucrează, Doamne, prin puterea Ta. Lucrează, Doamne, prin puterea Ta. Ce pot să spun astăzi este că Tu nu ești la întâmplare și Dumnezeu nu ești la întâmplare aici. Că cineva a mobilizat toate lucrurile și Te-a dus într-un punct fix ca să-ți poată vorbi. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El nu are o matematică așa, El nu dă cu zarul. El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și face treaba asta pentru că te prețuiește atât de mult încât nu-ți poți imagina. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul în veci! Binecuvântat să fie Domnul în veci! Și îmi permit să îndrăznesc să mai spun ceva asta. Sunt unii care vor avea curajul și tupeul să nu se pocăiască azi. Și să continue să risipească. Și ce am curajul ăsta să spun? Pe baza mea. Și pe baza ta, a multora de aici. De câte ori am auzit noi pe Dumnezeu vorbindu-mi? Și cât de greu ne-am pocăit. Da, Doamne, promit că fac. Și n-am făcut. Am continuat să risipim. Am continuat să trădăm. Am continuat să facem lucrurile care am spus, gata, nu le mai fac. Și astăzi pot să spun în punctul ăsta că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Și mă rog ca Dumnezeu să dea șanse tuturor care sunteți aici. Și din adunarea asta niciunul să nu piară, ci cu toții să fim mântuiți. Lăudat să fie Iisus în veci. Lăudat să fie Domnul în veci. Un al doilea lucru extrem de important care vreau să vi-l tranșez azi în pilda asta. Este să nu ne înșelăm, dragii mei, iubiții mei, pocăiți, ortodoxi, ce-om fi noi cu toți. Trebuie să țineți minte că Dumnezeu Tata din ceruri nu sărbătorește niciodată intențiile bune. Niciodată. Nu este mișcat de asta. Faptul că îți vii în fire și ai o cercetare duhovnicească e grozav. Dar niciodată să nu vă imaginați că Iisus Hristos și Dumnezeu declanșează în cer sărbătoare. Niciodată! Pentru că nu e așa. Nicăieri în pilda asta pe text nu veți vedea, pe tata spune, să începem sărbătoarea. De ce? Am văzut că vine în fire. Am vești că plânge în biserică. Am vești că vine pe la biserică. Am vești că este cercetată. Ascultați-vă. Eu am văzut zeci de oameni, sute de oameni cercetați, an de an, la rând. Și nu s-au pocăit.
Pentru că Dumnezeu nu sărbătorește intențiile bune. Așa cum spunea gânditorul ăla, drumul spre iad este pavat cu intenții bune, cu oameni care au spus, ani de zile intenționez să mă schimb, intenționez să mă pocăiesc, intenționez să am o altă viață, intenționez. Dar aici suntem la cură de săbire, intenționăm să. Aici suntem într-un moment crucial când trebuie să se întâmple un miracol. Pentru că Dumnezeu Preasfântul, binecuvântat să fie numele Lui în veci, Tata, Domnul nostru Iisus Hristos, când sărbătorește ceva, sărbătorește viața. Aleluia, glorie Domnului! Nu sărbătorește intențiile de a trăi. Nu sărbătorește hotărârile și cercetările și lacrimile, deși toate au rolul lor și rostul lor. Dar dacă nu sunt finalizate, povestea asta este o poveste care înseamnă amintiri pentru iad. De aceea vă opresc astăzi. Să nu mai credeți. De aceea e creștinismul ăsta de 2 bani în România, slab și peste tot. Pentru că unii cred că Dumnezeu este încântat că ei se roagă. Păi dar și El s-a rugat. Și El și-a venit în fire. Tată, am să mă duc acasă. Asta e o intenție grozavă. Am să mă întorc acasă. Bravo ție! Am să-mi schimb viața, că nu suntem bine. Bărbate, trebuie să ne schimbăm. Nevastă, nu suntem pe drumul bun. Uite ce e în casa noastră, uite ce e în viața noastră. Ne paște iadul, ne paște pedeapsa, justiția lui Dumnezeu. Nu mai merge așa. Intenționez să. Și el a trecut în faza asta. Și am să mă duc și s-a rugat și a conceput rugăciunea. Am să zic, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să numesc fiul tău. Primește-mă sau fă-mă ca pe unul din argații tăi. A făcut așa cum spunea Cătă aici și a făcut planul. Au belșug de pâine, eu mor de foame aici, toate le-a pus la oaltă. Dar dacă rămânea în punctul ăsta, acasă nu e sărbătoare. Nu e sărbătoare. Pentru că Dumnezeu nu sărbătorește intențiile și nici rugăciunile și nici momentele de cercetare. Vreți să vă spun eu câți români să adapă din zona asta? M-am dus la biserică. Am ascultat o slujbă bună. Aseară a venit o doamnă într-o casă de cultură la mine la final și m-a prins de amândouă mâinile. Să știți că cunosc pe preotul care stă pe stradă cu dumneavoastră. Și am zis foarte bine, asta e grozav. Să știți că mă duc mâine nu știu unde și acolo va predica. Grozav de bine. Dar ea mi-a spus că mi-a transmis indirect mesajul. Eu sunt credincioasă, eu mă duc, eu fac, eu trec. Dar ce crezi că Dumnezeu să ridică pe tron pentru asta? Când noi nu suntem schimbați, nu suntem transformați și n-am trăit minunea pocăinței și nașterii din nou, nici într-un caz. Să nu încercăm niciodată să ne lăsăm amăgiți, că diavolul să ne duce la biserică, du-te la Paște, du-te la Crăciun, du-te la sărbătoare, când e sărbătoare nu săpa, nu cosi, nu faci nimic. Dar ce să faci? Că m-am dus Ierusalim tot pentru evangelizare undeva lângă Ștei, în aer liber, și m-am dus și am trecut prin satele de România și am zis, cum să sărbătoresc România Ierusalim? Femeile mâncau semințe, pac, 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 și mai dădeau și din gură. Bărbații pe o altă bancă jucau cărți, tronf, dă-i, pac, așa să sărbătorez Rusale în România, bă, dar nu săpăm, nu costum, noi nu facem nimic, noi suntem cu Dumnezeu, noi ne teme Dumnezeu, povești! Am zis, mai bine am mers, ați săpat și ați cosit și n-ați pierdut vremea degeaba, că tot nu faceți nimic duhovnicesc. Dar și să faci ceva duhovnicesc, și să faci ceva duhovnicesc, și să ai intenții, și să fii cercetat, și să fii într-o criză interioară, spui, vai, unde am ajuns, ce am făcut, vai de mine! Și ce crezi că Dumnezeu se ridică pe tron? Niciodată! Niciodată! De aceea să fie o mare trădare la, și o mare amară la sfârșit. Pentru că mulți oameni cred că dacă merg la biserică, dacă mai dau un ban, mai fac o donație, mai fac ceva, Dumnezeu este încântat. Dumnezeu, să țineți minte, nu sărbătorește decât viață. Cheia acestui text este ultimele două versete. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Acum se declanșează sărbătoarea. Când? Când se produce miracolul învierii. Când se produce miracolul transformării. Când cu adevărat o persoană este găsită și se întâlnește cu Iisus Hristos Domnul și Dumnezeu îi schimbă radical viața, atunci se declanșează în cer sărbătoare să spunem toată adunarea amin. Spunem toată adunarea amin. Stimați prieteni și frați și surori și toți care suntem în biserică, poate vii și dumneata de un vreme la biserică, dar nu ești schimbată, nu ești schimbat, nu ești transformat. Aș vrea să spun că există un mesaj pentru tine astăzi. Este nevoie de o putere care să intre în viața ta, în mintea ta, în inima ta și puterea asta să te învieze, să te aducă din moarte la viață, puterea asta să te găsească, să te atragă ca un magnet și să strige Dumnezeu, l-am căutat și l-am găsit, a fost mort și l-am înviat. Să începem sărbătoarea. Și au început să se veselească. Și veselie până azi. Glorie Domnului! Când Dumnezeu va găsi pe fiecare din voi 14,
Așa, în condițiile Bibliei, a început o sărbătoare în cer. Și așa acum continuă. Nu știu de cât timp v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Și continuă sărbătoarea asta. Dacă rămâneți atenți, acest praznic, această sărbătoare, nu se mai finalizează niciodată. Pentru că este sărbătoarea unui om căutat și găsit de Iisus Hristos, mântuit și salvat. Începe sărbătoarea și sărbătoarea va fi până la marele prânz în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. De aceea viața de pocăință este sărbătoare. Printre greutăți, probleme, necazuri, boli, suferință, cancer și moarte. Dar am intrat într-o sărbătoare, într-un praznic al întâlnirii cu Iisus Hristos, care se va finaliza atunci când El însuși, abar n-am cum, se va încinge și ne va servi la masă, la marea nuntă din împărăția lui Dumnezeu, când vom fi toți îmbrăcați în haine albe ca și ei și cu ramuri de finic vom striga: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a Mielului, și tot cerul striga: amin! A Lui să fie slava, cinstea și onoarea! Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească toate aceste lucruri! Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Așa că dacă plângi în biserică, e grozav. Așa că dacă ai intenții să te schimbi, foarte bine. Dar sărbătoarea în inima Tatălui și scrierea numelui tău și al meu în cartea vieții începe atunci când se produce un miracol. Atunci când puterea Lui intră în viețile noastre. Și ne schimbă. Întreb în dimineața asta: vreți să fiți schimbați? Vreți să fiți schimbați? Actul creștinismului sau încreștinarea de care se vorbește este un miracol. Un miracol pe care nu-l putem face noi, că noi suntem morți. Pe care îl poate face Cel care este viață. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Acest fiu al meu a fost... Bă, de ce e sărbătoare? Vine frate, sunt mai mare. Ce-i cu gălăgia asta? Ce-i cu sărbătoarea asta? Ar putea să sună cineva aici din biserică. Ce-i cu oameni și aleluia? La ce aici? La ce s-a întâmplat aici? Păi le-ați dat 10.000 de ori la fiecare, nu le-am dat nimic. Ce se întâmplă aici? De ce e sărbătoare acasă? Nu e normal să fie sărbătoare. Păi e normal să fie zgomot, să fie discotecă, să fie cluburi de noapte. E normal să ne bate, să ne zugrumăm, să ne scuipăm, să fim răi, să fim invidioși, să divorțăm. Asta e normal. Dar ce e cu sărbătoarea aici? E normal să fie sărbătoare într-o lume atât de tristă? Și totuși, acolo unde este Hristos este sărbătoare. Acolo unde este Hristos este viață. Acolo unde este Hristos este amin și aleluia, pentru că El, Domnul, mișcă inimile noastre prin Duhul lui Dumnezeu. Aleluia. Glorie Domnului! Aleluia! De ce e sărbătoare la tata acasă? Fratele tău s-a întors și se întâlnește cu tată. Tată, ce e aici? Vreau să spun ceva, s-a produs o minune. Fratele tău s-a întors, a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit și trebuia să ne veselim. Pe cum să nu te veselești? Vă imaginați dumneavoastră că vă moare cineva în familie. Moare, fizic. Și imaginați că vine cineva și îl înviază. Crezi că atunci stă familia, tata și mama și nu am conviat. Nu cred asta. Nu cred asta. Cred că toți vecinii și toată strada aia se pune într-o mișcare și toată presa se pune în mișcare că un om a fost înviat. A fost înviat, a fost mort și a înviat. Bă, o minune, cea mai mare minune este să vină un om din moarte la viață. Cea mai mare minune și cele mai mari minune vedeți aici. 14 minuni, uitați-vă la ele. Dacă vreți o minune de 16 ani, am văzut pe listă că este, dacă vreți una de 17 ani, că zic, bă, eu sunt prea... tână, dacă vreți una de 19 ani, Dumnezeu va da de toate. Uite, este și de 36 și de 43. După sectoare. Sunt aici 14 minuni. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Uite, sunt aici o familie de rom. Eu sunt prietenul lor, a tuturor. Mă duc și predic. Am fost la Bărbulești vineri seara. Nu este nicio problemă. Pentru că acolo, în gloata aia mare, erau oameni din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și din orice limbă. Dar toți erau îmbrăcați în alb. Și toți erau la fel. Și toți aveau ramuri de finic. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este dreptate. Și acolo are acces oricine crede și oricine vrea. Lăudat să fie Iisus în veci. Eu sunt un predicator transparent și vorbesc deschis. Pentru că aici este puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Puterea lui Dumnezeu de a schimba. De aceea Pavel a vorbit în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, de momentul ăsta pe care l-a trăit și el, extraordinar de magic, de miraculos, pe care l-a trăit și voi și mulți care suntem aici. Este momentul acesta în care el spune: dorința inimii mele este să-L cunosc pe El, și urmează a doua frază: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pentru că problema de a-ți schimba viața nu-i că vine fratele Răducan, fratele și fratele Gal, predică bine, mai puțin e grozav de bine, cântă frații grozav de bine, recită, totul este frumos. Bă, ce frumos! Cred că mă pot schimba la atmosfera asta. Vreau să spun ceva, că Cel care te poate schimba este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Dar ca să poată să fie schimbată viața ta, trebuie să se întâmple ceva exact ce spui dumneata și am spus de atâtea ori. Vreau, dar nu, spuneți, nu pot. M-aș lăsa de țigară, dar nu pot. M-aș lăsa de alcool, dar nu pot. M-aș lăsa de femei, dar nu pot. M-aș lăsa de aia, dar nu pot. M-aș lăsa de nebunia asta, dar nu pot. M-aș lăsa de cealaltă, dar nu pot. Nu pot! De aceea, pentru că nu poți, Apostolul Pavel a spus, vreau, insist până la capătul vieții să cunosc o putere. Este vorba de puterea vieții, puterea învierii, care să intre în oasele mele, în mintea mea, în carnea mea și să producă viață, să mă țină în viață. Ce să mă țină în viață? O putere. În Noul Testament de peste 57 de ori este fraza asta, putere. Pentru că noi trebuie să trăim prin puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, despărțiți de mine... Spuneți mai departe. Nu puteți să faceți nimic. Deci e vorba de o putere care se intră în noi. Și mă gândesc că peste voi 14 a intrat, că de aia ați ajuns la botez. Și mă gândesc că peste cei care sunt în biserică, pentru o parte a intrat puterea asta. Și pentru noi care suntem aici, prieteni, toți ne rugăm puterea aceasta învierii să coboare în orice inimă. Vreți asta? Acum o disecăm puterea asta. Puterea asta învierii. Și prima parte a acestei puteri a învierii, care ne aduce la viață, este puterea prin care este șters tot trecutul nostru. Aici este voie de o putere ca să șteargă ce e în spate, tot cazierul tău și al meu. Și asta este puterea iertării. Și spun din toată inima, aleluia! Puterea iertării! Păi fiul ăsta totuși trece de la intenție, de la frământare, de la tulburare, că nu-i cum trebuie, nu-i unde trebuie, aș vrea să fie în altă parte, la tata, pornește spre casă, hotărăște să se întoarcă și când vine momentul de să se întâlnește cu tata, vine prima putere care intră în el. Este puterea iertării. Știți ce mă așteptam aici? La un reproș, unul singur. Eram mulțumit. Îi ziceam, tată, din pildă, seamănă cu mine, cu nevastă mea, cu noi toți. Vroiam un gest. O, ai venit acasă, da. Păi nu ți-e rușine pentru ce ai făcut? Dar ceea ce mă taie, îmi taie picioarele și inima și nu mai pot să spun prea multe, este că pe text nu există niciun reproș. El începe să zică ce și-a plănuit, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău și urma. Ce urma? Fă-mă capul unde agați. Tata nu l-a mai lăsat să zică ultima parte. A intervenit și mă gândeam iară că urmează reproșul. Nu îmi spune mie poezii. Hai să te trag la socoteală. Dar când termină, am păcătuit împotriva celor și împotriva ta, deodată s-aude un glas. Aduceți repede haina cea mai bună. Aduceți inelul, puneți în gen deget. Tăiați repede vițelul cel îngrășat. Pentru că acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Acum înviază. Să sărbătorim viața. Aleluia! Niciun reproș. Totul se șterge. Asta e. N-a fost odată în viață să-mi iert copiii mei sau pe nevastă. Și am făcut-o des. Și ei pentru mine. Fără să le reproșesc. S-au băgat în noroi. Te-ai băgat în noroi? Uite mă cum areți. Tati nu mă bate. Nu te bate, iert. Dar uite-te la tine cum areți. Ești ca un... porcușor, te-ai băgat cu hainele astea, bă, știi cum le cât de greu maică-ta și începe teoria și începe reproșul, câți bani, când aia, cât dero, cu taia. Există un reproș uneori foarte multe. Cu nevasta, te iert, dar nu se poate mai așa ceva. Ia zice, iar începem din nou. Te iert, dar tot timpul există un reproș. Invers, între noi, frații, te iert. Dar mă, nu se poate, bă, să vorbești așa, nu se poate, bă, tot timpul există reproșuri. Pentru că noi suntem oameni limitați. Dar când te uiți spre cer, când te uiți spre Dumnezeu, când te uiți spre Iisus Hristos, El n-are niciun reproș. El îți spune pur și simplu, ești foarte fericit că te întorci. Ești foarte bucuros că ai ales să vii acasă. Și vreau să declanșez în viața ta puterea care te va aduce la viață. Puterea iertării. Glorificat să fie Iisus. Nu există magie aici. Există iertare aici. Nu există aici înconjurat de biserici ca să simțim că povara e mai ușoară. Există o iertare efectivă, pur și simplu, pe care Fiul lui Dumnezeu o declanșează pentru tine și față de tine și spun, încep să-ți spun că șterg tot! Aleluia! Aleluia! Niciun leproș, niciun leproș. În loc de leproș este cuvântul șters. Haideți să-l vedem în toată splendoarea lui.
Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 13. Pe voi care erați morți în greșarele voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejuri, fiți foarte atenți, Dumnezeu v-a adus la viață, aleluia, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, adică cu Hristos, după ce v-a iertat toate greșelile. Nu poți să vii la viață cu moartea în tine. Nu există confuzie în creștinism. Există confuzie în mintea noastră slabă. Nu putem amesteca lumina cu întunericul. Nu există între moarte și viață. Nu există comă, semicomă. Mai dăm din mâini. Există oameni care sunt în întuneric și în lumină. Există oameni morți sau oameni vii. Există oameni care sunt sfinți și oameni care sunt păcătoși. Cel care trage brața la această dimineață este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu există hibrid. Nu există. Nu putem să mergem pe motorină și benzină. Nu putem să ne hrănim și de la diavol și de la Dumnezeu. Ori cu unul, ori cu altul. Iisus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori îl va mulțumi pe unul și îl va nemulțumi pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și în această dimineață, vă spun cu toată tăria, o mare parte din creștini sunt amăgiți că cred că pot juca la două capete. Dezastru! Ori ești mort, ori ești viu. În această dimineață, lasă-l pe Duhul Sfânt să te cerceteze. Și dacă cumva ești în păcate mari sau mici, multe sau puține, roagă-te Dumnezeu să te aducă la viață. Împreună cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și momentul ăsta de aducere la viață este totdeauna în anticameră, după ce v-a iertat toate greșelile. Și mă rog în dimineața asta, puterea iertării să coboare în orice inimă. Faptul că ei sunt îmbrăcați în albă, haine albe, nu asta este obligație, că dacă cineva n-ar avea haine, îl botezăm și în gri și în albastru și mov, nu este o problemă. Hainele astea albe explică predica de azi, că ei au fost în negru, în moarte, și cineva i-a dus la viață. Și exact cum arată hainele, așa trebuie să arate inima lor, curățită și spălată de puterea iertării. Aleluia! Când te iartă Iisus, începi să trăiești, începi să respiri. O, respir! Doamne, cât m-am temut de momentul ăsta, că tata m-a vaccinat sub mânia și judecata lui. Doamne, cât mi-am analizat rugăciunea, cum să spun, tata, am păcătuit, te-am trădat, te-am supărat. Nu știu cum să spun, tată, vreau să-ți explic. Nu am nevoie de explicații, ești pregătit. Șterg tot! Și intru în acțiune pentru ca să decreșesc sărbătoarea. Pentru că în cer este sărbătoare atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Dar întoarcerea lui este precedată de actul iertării. Și spun încă o dată, glorie lui Dumnezeu. A șters zapisul cu poruncile lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Aceasta este puterea, prima parte a puterii învierii lui. Când el ne dă iertarea, aleluia, glorie Domnului, glorie Domnului. Și citesc textul de acum consacrat, a făcut și prietenul Cătă referire la el, Efeseni capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii pământești și când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram copii ai mâniei ca ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, acest fiu al meu a fost mort, măcar că eram morți în greșeală și în păcatele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și toată adunarea spunem, aleluia! El ne-a înviat și împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Te iert, te aduc la viață, trec cu vederea toate păcatele tale și le șterg și te așez în sărbătoare. Unde? În locurile cerești în Hristos Iisus. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Actul acesta de iertare este un act care numai Iisus Hristos îl poate face. Și pentru că suntem într-un context românesc și nu numai, în care există de multe ori multe posibilități din păcate acceptate în creștinism. Ceea ce este total, pentru că creștin înseamnă un om care trăiește și este centrat în Hristos. Și există multe posibilități vânturate în mintele oamenilor în ce privește puterea iertării. Că preotul avea puterea iertării. Că un alt presupus sfânt care a trăit cândva într-o zonă sau alta ar avea puterea iertării.
Aș vrea să vă spun azi, răspicat. Singurul care poate să ierte este cel care a plătit păcatele. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Puterea învierii Lui vreau să o cunosc, a spus Pavel. Fiul Risipitor, am cunoscut puterea învierii. Acest fiu al meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Arătând că acțiunea învierii și al găsirii vine din partea casei, nu din partea lui. Pentru că cel care l-a căutat cu adevărat, zdruncinându-i ființa și aducându-l la viață, așa cum ne-a adus și pe mine și pe tine, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt cercetează lumea și Deva și oamenii, bărbați și femei, pentru că așa cum a spus Iisus în finalul discuției cu Zacheu, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, și spun din toată inima, atinge-te, Doamne, de orice fiu și de orice fiică azi, binecuvântând orice inimă cu puterea mântuirii, cu puterea iertării, pentru ca să poată să pătrundă viața în noi. Aleluia! Și iată ce spune profetul Ieremia, un cuvânt pe care mulți din biserică știm, versetul 34, partea a doua. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Acesta este Dumnezeu. Cu siguranță că ei 14 au făcut păcate, multe, puține, nu știu asta. Dar cel care i-a iertat este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și știți care e cei grozav? Că voi să vă mai aduceți aminte că ați mai făcut ce ați făcut, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Refuză să-și mai aducă aminte de nimic din trecutul vostru. El v-a iertat și doresc în toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și vă rog ceva, să vă iertați și voi, că e foarte important asta ce vă spun. Și ori de câte ori diavolul și trecutul va veni să vă bată la ușă, spune, eu sunt iertat, pentru că cel care mi-a plătit datoria și mi-a șters-o este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și de ce vă spun asta? Ca să vă puteți bucura. Amin. Nu există bucurie dacă tot timpul vai. Nu există bucurie dacă tot timpul îți vine vaiul ăsta din spate. Nu există. Vă dați seama ce însemna? Hai să ne veselim, fiule. Hai să ne bucurăm că ai venit acasă. Tată, eu stau trist la masă. De ce? Tu știi ce nebunie am făcut eu pe acolo când am fost? Și tata zice, știu. Tu știi câte destăbările am făcut eu? Vai, eu nu merit să stau. Nu pot să stau aici. Nu pot să mă bucur. Și pe mulți, diavolul îi fură și îi minte în zona asta, aducându-le în spate, din spate, din trecutul lor lucruri și punându-le în față și își pierd bucuria, își pierd liniștea, își pierd glorificarea. Aș vrea din potrivă, cei care știm că am avut un trecut mai grosolan, mai rău și puterea învierii ne-a dus de acolo, din moarte la viață, ar trebui să strigați zi și noapte, Iisus Hristos este Domnul. Ar trebui să vă bucurați din toată inima, să săltați de veselie, pentru că cel care merită toată slava este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu vă mai lăsați atrași de trecutul vostru, nu mai faceți favor lui Dumnezeu când îi spuneți, Doamne, să știi eu câte am făcut. Dumnezeu iartă și când El iartă și șterge, nu-și mai aduce aminte, aruncă toate păcatele noastre în marea uitării și spunem cu toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Și acolo este o tablă foarte mare pe care scrie pescuitul este interzis. În marea aia nu mai pescuiești. Du-te, pescuiește în față undeva. Pescuiește oameni, fă altceva. Dar în trecut nu mai pescui. Pentru că acolo nu mai există nimic. Pescuiește în vânt. Pentru că acolo totul este șters și cel care a șters și a făcut treaba asta este Iisus Hristos Domnul. A șters, spunea Pavel în Coloseni. A șters, spunea Pavel în Efeseni. A adus la viață, prin Iisus Hristos, pe orice om care a fost prins în lațul păcatelor. Să spun din toată inima încă o dată, glorie Domnului! Glorie Domnului! O a doua parte a puterii acesteia care intră în viața noastră este puterea lui Iisus Hristos asupra problemelor noastre. Aș vrea să vă spun tuturor că unii au înțeles totuși pocăința asta nu prea bine, dar sper că încet o să înțeleagă foarte bine. Aș vrea să știți că după ce noi devenim fii și fiice și zic, Doamne ajută, acest tată al nostru bun se ocupă și de problemele noastre. Și puterea care intră în noi are efect eliberându-ne de probleme și dându-ne încredere deplină că cel care se implică zi de zi în viața noastră este Domnul. Spuneți amin. Și zice că vorbim de sărbătoare astăzi. Și dacă tot timpul simți că ești împovorat, n-ai cum să te bucuri. De aceea de multe ori mă uit în biserică și mă întreb, ăștia stres sau îs morți? Mi-am bucurat, dar nu știu ce probleme am. Păi nici nu vreau să știu, că mi-ajung a mele. Dar vreau să spun ceva. Chiar dacă toți de aici trece prin tot felul de probleme, vreau să vă spun ceva. Căci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are soluții pentru toate problemele noastre. Singurul oamenii care n-au probleme la ora asta sunt cei care sunt cimitir, deocamdată. O mare parte din ei vor avea foarte mari probleme în curând. Dar acum sunt acolo,
sunt morți, sunt terminați din punctul ăsta de vedere și nu au nici probleme. Poate să ningă, poate să plouă, poate să pună unul la o cruce, nu mai există invidia, că bă, ce mormânt ai, acum sunt ce mașină ai, ce casă ai, ce haine ai, dar acolo nu mai există. Acolo totul e o apă și un pământ din perspectiva. Deci doar ei nu mai au probleme. Dar dumneavoastră mai bate pulsul acum, în dimineața asta, vă puteți căuta, toți aveți probleme. De la cei mai mărunți până la cei mai în vârstă. Toți aveți probleme. Dar cel care a venit să ia asupra lui toate problemele noastre și toate neajunsurile noastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul! Glorificat să fie Domnul! Și așa voi pași să vă bucurați că nu numai că Domnul v-a mântuit, Dumnezeu se va ocupa de voi de azi înainte. Îmi place să predic pocăința asta în care Dumnezeu se ocupă de noi. Se ocupă sau nu se ocupă? Cum noi așa arătăm că nu se ocupă nimeni de noi. Parcă suntem orfani. Iisus a spus, nu vă voi lăsa orfani, stați liniștiți, nu fiți așa triști. Am să vă trimit un mângâitor care va fi cu voi și va fi în voi până când? Până la Paște. După aia facem o pauză până în postul Crăciunului, după aia mai facem niște pauze și așa când veți avea nevoie, bateți la ușă, sonerie, 112 și doar Duhul Sfânt vine și vă rezolvă. Care va fi în voi, va fi cu voi și peste voi până la sfârșitul veacului. Și toată adunarea spunem amin. Aia, glorie Domnului, când de astăzi aveți parte că Dumnezeu este cu voi pe stradă, în mașină, în trolebuz, la facultate, peste tot. Bă, adresa aia s-a dus Dumnezeu. De ce? S-a produs o înviere. Și cel care a produs învierea este Iisus Hristos Domnul. Păi dacă El ne-a înviat, El s-a și ocupat de noi. Glorie Domnului. Mă întâlnesc cu un evanghelian, cu un cerșetor. Îmi pare rău că am scăpat numele lui, că era de pe zona asta, de pe undeva. Și de dumneata mi-a zis, de fratele Răducan. Și se uită la mie, era, cu avea o carte, nu știu că eu sunt pocăit, avea o carte de asta cu și icoane pusă acolo. Se uita la mine și unul m-a strigat Gabi și a zis, oh, tu ești îngerul Gabriel, oh, ce nume de sfânt ai și mulat, știi, să mă traducă. Și eu le-au și spun, dar ce ai acolo? Păi să știi că eu vin, că am fost la o mănăstire ca aia, am zis, ai, zi, fii sincer și direct. Zice, se uită așa un pic la mine, sunteți pocăit? Zic, da. A băgat în geantă și, haideți să vă arăt ce Biblie am. Și mi-a zis că o Biblie aurită. Fratele Mircea Demianu dat-o. Oh, tu știi? Dar dumneavoastră știți, da, dar cine sunteți dumneavoastră? Și zic, cine sunt? Oh, să știți că am auzit de... Era un colecționar de predicatori, excepțional. Păi toți mi-au zis, fratele Răducan, fratele Arad, fratele ăla, a fost dincolo, a fost dincolo. Mi-au zis câți copii are fratele de mea, unii studiază. Păi, dar tu ce ești enciclopedie aici? Și ce mai ai aici? Am hârtii de aia. Am zis, tu ai pentru fiecare segment. Da, pentru oricine am, pentru să-i conving, asta e meseria mea. Bă, tu crezi în... Cred și vreau să mă pocăiesc și vreau să mă întorc. Era simpatic așa. Bă, de ce nu faci? Bă, tu știi ce faci acum cu cerșitul, că nu-i bine? Stați un pic. Spune. Nu-i scris în Biblie? Știu. Ce scrie? Am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut prea iubiții lui cerșindu-și pâinea. Bă, am zis, și ce faci? Ei, mă întorci, dar încă mai dau așa. A zis, era conștient. Era foarte conștient că dacă se pocăiește, el nu mai trebuie să cerșească. Pentru că cel care se va ocupa de viața lui va fi Dumnezeu. Dar zic, bă, până mă pocăiesc, mai umblu cu dosare, cu icoane, cu Biblii, mai prostesc pe cât pot. Dar după ce mă pocăiesc, cred și eu că nu mai poate fi așa. Păi, oameni buni, dacă dumnealui respectivul crede că după ce se pocăiește cineva se ocupă de viața lui, vă întreb pe dumneavoastră care suntem aici cu întreaga minte, Dumnezeu se poate ocupa de noi? Binecuvântat să fie numele Lui. Am extras punctul ăsta, știți cum? Sigur că eu de mic copil, ca noi toți am auzit că aia înseamnă aia, că haina înseamnă aia, că inelul înseamnă aia, că vițelul înseamnă aia, eu nu prea vreau să mă ocup de asta. Și vreau să vă spun că, sigur, vițelul îngrășat de multe ori era asemănat cu jertfă, cu Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun că tânărul ăsta a plecat dintr-un punct în care, așa cum se spune aici, îl dorea stomacul de foame. Era foarte flământ. Și acum a primit iertarea, dar cu foamea cum rămâne? Asta e zona în care el avea probleme și avea nevoie de o soluție pentru stomacul lui. Avea nevoie de o rezolvare pentru probleme care se numește foamea. Pentru că el de câtva timp, rabdă de foame cumplit, îi curgea saliva după roșcove și se uita la păstăile alea, că le-am văzut și eu în Israel. Și am zis, du-mă să văd un roșcov, să văd cum îți... Ce a dorit omul ăsta atât de mult și nu a avut. Și m-a dus acolo, ne-a dus ghidul și ne-a arătat un copac așa nu prea mare, cu niște păstăi așa lungi. Și a zis, astea sunt roșcovele, astea roșcovele, adă-mi și mie o roșcovă să văd cum e. Că eu am acces la ele, că nu suport pe aici. Și am dat o roșcovă, chiar am văzut trei în România, să le arăt la tineri în biserică, dacă vor să risipească, cam unde pot să ajungă. Să mănânce păstăi, dar stai că nu le pot mânca, numai le vântură diavolul pe-n față. Și am dat o roșcovă de aia, o păstăi,
ideea așa îngustată, e dulce, e interesantă, da, nu poate fi grozavă, nu poate fi asemănată cu un grătar de porc niciodată, sau de pește, sau de altceva. Iertați-mă, era o păstaie. Și el era rupt de foame, nici păstăi nu avea, pentru că porcii erau, deodată când le scutura, erau pe ele și uita de ele imediat că erau frămânți. Și era rupt de foame. Și am zis, Doamne, Tu mi-ai rezolvat problema și m-ai iertat, m-ai primit acasă, nu mă pui argat, dar eu totuși am probleme, de problemele mele cine se ocupă? Și deodată aude, tăiați vițelul cel îngreșat. Pentru că vițelul cel îngreșat era destinat pentru rezolvarea problemelor lui, pentru că era flământ. Și așa cum acest tată din pilda asta a avut soluții pentru el, așa ar vrea să spun tuturor celor 14 să rămâneți lipiți de Iisus cât veți trăi pe pământ. Iisus Hristos are soluție pentru voi. Nu există problemă în care să se implice Iisus Hristos. Nu există. Și noi trebuie să învățăm, pocăiții trebuie să reînvățăm, să venim cu problemele noastre la Iisus Hristos. Mă înțelegeți ce spun? În urmă cu 3 zile, trebuia să zbor la București și tot timpul când s-a îngrenat, așa se mai întâmplă ceva pe acasă. Și înainte să plec, Sara, penultima noastră fetiță de 7 ani, a făcut o febră așa, instantaneu, de 39,6. O fi un virus, o fi asta, dăm niște medicamente, se asta și până mă plimbam pe afară și tăiam iarba de pe acolo, vine soția mea apoi și m-am speriat puțin, așa că a venit destul de rapid. Și am zis, ce se întâmplă? Sara a zis că vrea să te rogi pentru ea. Vrea să ne rugăm pentru ea. Și am luat-o pe nevastă mea, pe David, care are 3 ani jumate, pe Gabriela, care are 18 jumate. Și am început să citesc un cuvânt din Biblie, ea s-a întins pe pat, să mă rog pentru ea. Și am zis, Doamne, împreună cu toată familia, cu excepția lui Robert, că el nu era, dar nu știam că e acasă. Atunci am văzut că soția s-a ridicat în timpul rugăciunii, s-a dus și l-a coborât pe el din cameră jos și toată familia, am pus mâinile peste ea și ne-am rugat. Și azi noapte, eu doar m-am întors acasă și pe la 3 noaptea, Sara s-a întors pe mine și a zis, tate, ai venit? Și eu știam oricum că e bine, pentru că cel care s-a atins de ea a fost Domnul. Credeți că Dumnezeu are soluție și pentru febră? Dumnezeu are soluție și pentru sărăcie, Dumnezeu are soluție și pentru probleme, Dumnezeu are soluție pentru copiii tăi, Dumnezeu are soluție pentru fetele tale, Dumnezeu are soluție pentru viața ta, pentru nevasta ta, pentru soțul tău, Dumnezeu are soluții infinite, pentru că de-aia e Dumnezeu. Îi spun din toată inima, lăudat să fie numele Domnului, lăudat să fie numele Domnului, Dumnezeu are soluții! Când mă rog pentru miri, ne rugăm pentru ei, zic, Doamne Dumnezeule! Ei vor ajunge la momente de răscruce de drumul, că nu știu pe ce cale să apuce, pentru că au 10 variante. Și noi rugăm azi să fie o familie binecuvântată. Dar ce înseamnă să fie o familie binecuvântată? Să aibă 5 mașini parcate în curte, povești! Am zis, Doamne Dumnezeu, când vor ajunge la răscruce, cum noi am ajuns, de atâtea 10 de ori, te rog din suflet să le dai soluția ta, să le dai călăuzirea ta, să le dai lumina ta, să te implici în viața lor! Pentru că puterea învierii și puterea vieții înseamnă un Hristos și un Dumnezeu care ia asupra lui problemele noastre. Ce v-ați fi făcut, stimați pocăiți, dacă n-ar fi făcut el asta? Cât erați în picioare până azi? În bătăliile vieții, în furtunile vieții, în neajunsurile vieții, în atacurile diavolului, ce făceam? Cel care ne-a ținut în picioare până astăzi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-ai cum să te bucuri dacă n-ai în inima ta acest crez. Și dacă nu experimentezi săptămânal pe unul care se ocupă de toate detaliile vieții tale, de aceea e frumos acasă. De aceea e frumos acasă, că există belșug de pâine. În timp ce oamenii mor în depresie, aproape de voi aici la Sibiu, un miliardar scrie 3 pagini și nu este capabil să-și revină. 5 pagini. Își cere iertare la nevastă, la fică sa. Am analizat omul ăsta. Am zis, vreau, te-ai trezit când ai zis, bă, nevasta, bă, fica mea, îmi cer iertare că o să mă omor. Nu s-a putut trezi. Și s-a aruncat în gol de la etaj. Ce curaj, ce nebunie. Să te duci în cap pe beton, într-o suferință apăsat de probleme, fără nicio ieșire. Sinuciderea înseamnă nu mai am nicio ieșire.
Imaginează-ți că și tu ai probleme și eu am, și tu ai pierdut și eu am pierdut, dar n-am ajuns nici să ne gândim la lucruri din astea. Pentru că Cel care ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, Cel care ne-a vorbit prin Scriptură când am deschis-o, ne-a spus: sunt aici lângă tine, nu te teme, eu te izbăvesc. De vei trece prin ape adânci, eu sunt cu tine. De vei trece prin foc, eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu, că eu sunt Dumnezeul tău. Stimați prieteni, dacă vreți să vă pocăiți, nu vă mutați într-o religie în alta. Vă mutați din moarte la viață, dar vă mutați în preajma unui Dumnezeu care are belșug de pâine, care are haine, care are încălțăminte, care are inel și care are un vițel care îl va sacrifica. El va jertfi orice pentru ca bucuria ta să fie deplină. El îți va da ce trebuie pentru ca tu să fii un om întreg, capabil să te lauzi pe Dumnezeu zi și noapte. Pocăiți-vă, ridicați-vă inimile și glasurile și strigați: Dumnezeu e mare, că e vremea când noi am ațipit și nu mai vedem puterea lui Dumnezeu în noi și nu mai credem în miracole. E vremea când să crezi că Dumnezeu nu te cheamă să te pocăiești ca să te trateze ca pe o slugă, ca să zure câte o fărâmă, cum zvorim noi la pui. Nu există așa ceva. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Nu știu niște oameni anonimi pe care Dumnezeu din când în când ne observă când n-are ce face. Dumnezeu e în noi, nădejdea slavei. El a pus în noi lumina Lui, puterea Lui și împărăția Lui. Și El a pus în noi viața Lui. De cine să ne temem? De cine să ne fie frică? Dumnezeu este pentru noi. Cine va fi împotriva noastră? Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie Iisus în veci! Și vreau să mă apropii, să închei și să vă spun că o a treia manifestare a puterii învierii în viața noastră este puterea de a schimba personalitatea noastră. Cei 14 s-au întâlnit cu Domnul. Puterea învierii a intrat în ei și le-a șters păcatul. Glorie lui Dumnezeu! Domnul s-a implicat în viața lor și le asigură protecție și ajutor până la capăt. Dacă veți închide ochii, Dumnezeu vă va învia și veți fi totdeauna cu El. Orice ar fi, Iisus este al vostru și voi sunteți al Lui. Relația asta este pecetuită definitiv atâta vreme cât voi rămâneți în legământ. Peste câteva momente, ei vor încheia legământul ăsta și pactul ăsta. Că Cel care ne-a înviat este Iisus Hristos Domnul. Ei vor mărturisi: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și cred că El a murit la cruce pentru păcatele mele. Și cred că El mi-a dat iertarea și mi-a dat viață veșnică. Laudă Domnului! Și El va fi lângă voi. Dar de astăzi, nu de azi, de când v-ați întâlnit cu Domnul, a început un proces în care puterea Lui va schimba caracterul vostru și personalitatea voastră, aducând rodire și un caracter cristic în voi. Acesta durează toată viața. De aceea mă rog și să vă rugați și voi ca această putere a lui Iisus Hristos să lucreze în ei zi și noapte. Ei sunt niște copilași acum. Deși unii au 43 de ani sau 36 sau 17, ei sunt niște copilași din punct de vedere duhovnicesc. Și pentru că sunt niște copilași, exact ca și copiii când merg, se vor mai potigni. Spun asta mai ales pentru cei care vin din familii care nu au o legătură profundă cu Domnul. Nu, bă, te-ai pocăit, dar vezi că și tu te-ai mai enervat odată. Și ei se vor mai enerva și vor avea momente de dezechilibru. Dar ei sunt copii și cresc. Apostolul Pavel spune și el despre sine: când eram copil, gândeam ca un copil, acționeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și am lepădat ce este copilăresc. Așa că va fi un proces de creștere, de maturizare spirituală, pe care dumneavoastră toată biserica, cei maturi în Hristos, va trebui să-L asistați, să vă implicați, să postiți și să vă rugați pentru ei și mai ales să învățați. Pentru că menirea tuturor pocăiților de aici nu este doar să vă bucurați la botez, ci să faceți din ei ucenici. N-am auzit niciun amin. Și ce înseamnă să faci un ucenic așa? Nu să nasc ucenici așa peste noapte. Gata, sunt ucenic. Ești ucenic dacă să poți într-o zi să profesezi ce vezi, va trăi un timp. Și maestru ia mâna ucenicului care urmează să picteze, întinde pânza și spune: acum începem, facem fondul. Spune asta că am pictat și odată. Și acum facem asta și luăm culoarea asta și asta și asta și asta. Și el dă greșul și rateuri. Și acum, ce am făcut aici? Începem de la capăt și de la capăt și ia de la capăt. Până ce într-o zi, maestrul retras undeva într-o cameră, va vedea cu ochii lui că elevul lui e cel puțin egal cu el. În general, când profesorul e foarte bun, e mai bun decât el.
Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, pentru că astăzi primiți o zestre aici, în Deva, Muntele Sionului, 14 oameni în care va trebui să vă investiți viața voastră, experiența voastră, rugăciunile voastre, postul vostru, să iubiți, să încurajați și să rămâneți lângă ei, pentru ca personalitatea lor și caracterul lor să fie schimbat de puterea lui Hristos care lucrează în voi, prin voi, înspre ei și toată biserica, să spunem amin. Amin. Marea greșeală a tuturor bisericii este că după ce ies din apă, toți îi uită. Bine că s-a botezat. Și misiunea grea a bisericii, a slujitorilor, a păstorilor, începe după botez. În care acești oameni trebuie educați, învățați și crescuți. Botezații și învățați. Tot ce v-am poruncit eu. Și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Îi spun din toată inima gloria lui Dumnezeu. Îi spun din toată inima gloria lui Dumnezeu. Așa că, stimați mei prieteni, știu că am întâlnit pe un domn zile trecute și mi-a zis, e un mare bogătan din zona noastră. Are nu știu câte case și nu are niciun copil. Foarte interesant. Și toate sunt foarte mari. Mi se pare ceva care nu pot eu să înțeleg. Dar asta e, nu mi se cere mie să înțeleg asta. Și cumva printr-o conjunctură când am cu un prieten al meu care era prieten cu el, a venit și el. Și aflase mai de mult, dar eram convins, am auzit din gura lui, că venea din familie de pocăiți dumnealui. Și mi-a spus de părinții lui, grozavi, mi-au descris ca niște îngeri, ceea ce mi-a plăcut enorm. E frumos, inima, să poată să aibă niște părinți să vorbească așa. Și știu că eu m-am rătăcit și asta. Dar zice, arată-mă, am un pocăit. Și știam unde poveste, începe povestea acum. Și a început așa să deruleze, că și-ar dori să vadă unul așa, niște îngeri umblând pe stradă. Și asta era motivul pentru care nu se pocăia așa cum are peste 50 de ani. Doamne, ce risc îl paște pe omul ăsta să meargă în iad. Stimați prieteni, nu vă alimentați tot din minusuri. Pentru că oricum alimentându-vă din minusuri, minusurile noastre, nu vă puteți justifica niciodată în fața tronului. Da, l-am văzut pe Gabi Zăgrean că s-a enervat odată și de aia nu m-am pocăit. Tu nu te-ai pocăit și eu nu m-am pocăit pentru că n-am vrut. Pentru că nu mi-am văzut păcatul și dacă l-am văzut, nu l-am văzut atât de grav că mă poate zdrâli în iad. N-am crezut în Biblie, n-am crezut în mântuirea personală, n-am crezut în judecata personală, în care nu s-are în vedere legături și asta, și pentru asta am ajuns în iad. Ăsta este simplu adevăr. Că suntem careva plete de poctinire, asta este o problemă separată de care vom da socoteală și nu va fi simplu. Dumnezeu să ne ferească de asta. Dar niciodată, vă rog, stimați prieteni, uitați-vă spre mine azi. Vă iubesc și vă prețuiesc. Să nu vă lăsați înșelați de diavolul spunând, da, poate ai dreptate, dar tu trebuie să te mântui, asta e, dumneata, personal. Mântuirea este o problemă și un proiect personal al lui Iisus Hristos între tine și El. Și tu trebuie să te otrăști să te mântuiești pentru că ai nevoie de iertare, pentru că ai nevoie de viață, pentru că ai nevoie de Dumnezeu, pentru că vrei să fii în cer cu Iisus, tu personal. Aleluia! Glorie Domnului! Și vă spun aici un caz și cu asta închei, din biserică de la noi. S-a întors la Dumnezeu soțul ei, care este într-o anumită funcție, dar ea, soția, a vrut să întoarcă la Dumnezeu pentru că el să fie serios. Mă ați înțeles ce am spus amul, mai bine? Pentru că el nu prea era serios. Și zic, bă, dacă se pocăiește, ăsta va fi doar al meu. Și exact așa a fost. El s-a pocăit, serios, biserică, rugăciune, dă îndemnuri în biserică, totul frumos. Dar Dumnezeu nu m-a să pocăit. Ea a zis după aia, păi atât de bucuroasă ai fost când s-a pocăit soțul tău, dar am vrut să pocăiască numai el, că el avea nevoie, eu nu. Bine, ce să zici? E o doamnă respectabilă, asta e. Și venea la biserică. Venea la biserică, că acum au forțat bărbatul să. Și spunea, trebuie să fii cu mine la biserică. Și a zis, vii eu, dar vii și tu la ortodox. Și așa a început o tensiune între ei. Au doi copii și nu a fost simplă poveste. Și noi pocăiți, știți cum suntem prins de zel și de elan. Cel puțin l-am făcut asta, de data asta. S-a dus peste ea. Mergem peste ei și deodată, cu versetul ăsta, să-i smulgem, tăți prindem de ei. Care de care? Și acum, femeia asta a fost hărțuită atât de tare încât s-a blocat și venea la biserică și stătea stand de piatră. Niciun gest, niciun zâmbet, nici o cântare, nici nimic, nimic. Avea 2-3 predicatori preferați din zona noastră și cam atât. La sărbători cândva venea și ce s-a întâmplat? Într-o zi a lovit o mare furtună în viața ei și în casa lor. A fost depistată cu cancer la sân. A început o perioadă absolut zdrobitoare când a trecut prin tot ceea ce știți.
i-a picat părul, citostatice. După mai multe luni de zile a răsărit ghiocelul speranței și, într-adevăr, s-a făcut bine. Au trecut 7 ani, rețineți. Și se spune că dacă trece peste 5 ani, s-ar putea, e o șansă mult mai mare ca să nu mai revină niciodată cancerul. După 7 ani, acum de vreo 2 luni de zile, dumnealui cancerul a reapărut în zona capului, încât nu mai poate fi operabil, fiind destul de împrășteate chisturile alea. Și a început radioterapie, după aia chimioterapie, și soțul și copiii absolut dărâmați, ea a refuzat în momentul când a aflat asta să se mai întâlnească cu cineva, s-a închis total în ea, s-a închis total în casă. Am încercat noi să mai merg, nu am avut acces, nici măcar nu ne-a permis să-i pomenim numele în biserică, să ne rugăm pentru ea cu numele, să ne rugăm pentru, în general, o cauză. Și au mers săptămâni și săptămâni lucrurile așa. M-am rugat lui Dumnezeu, împreună cu Costel, am căutat inima lui Dumnezeu că ne va da o breșă prin care să putem să ajungem la sufletul ăsta, că spuneam, sincer, în fața lui Dumnezeu vă spun, mi-am spus soției mele, mi-aș dori să o atingă Dumnezeu, să o convingă, să se pocăiască. Chiar dacă Dumnezeu hotărăște să nu o vindice, aș vrea să mă duc într-o seară, eu personal să o botez, i-am zis lui bărbatul, nu mai trebuie să-i spună, vin și o botez eu acasă, mai asum orice fel de risc, nu contează. Dar atât sunt de mult la sufletul ăsta să întoarcă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu a condus lucrurile altfel, pentru că eu am zis într-o zi, suntem o trupă care merge și ne întâlnim la cafea. Și am zis, bă, cafengilor, știți ceva, marți, asta era vineri. Marți, fără nimic. Zi de post pentru soția lui prietenul nostru. Bun, toți. Cum să nu? Dar eu m-am dus duminică dimineața, am predicat în biserică, s-a terminat, soțul i-a venit și a zis, Gabi, vreau să te rog ceva, plângea. Zice, marți e ziua mea de naștere. Fac 45 de ani. Am vrut să vă rog să postim toți împreună. Și mă uit la el, Doamne Dumnezeu, la ce se întâmplă aici? Și pentru că cred în minunile Dumnezeu, am zis, da, aici e o minune. Și zic lui Costel, Costele, ce facem? Vă punem toată biserica. Și marți postim toată biserica, anunț de seară în biserică, și toți care vor să vină în finalul acelei zile de post, când noi nu avem marța program, vin la biserică. La 7 ne întâlnim toți aici și ne rugăm doar pentru cauza asta. Am venit la 7:03 și cred că n-am avut loc în parcare. Am fost fericit că sunt pastor într-o asemenea biserică. Când am văzut peste 300 de oameni adunați toți într-un gând, cu lacrimi în ochi, să strige pentru soția cuiva, ca Dumnezeu să o vindece și Dumnezeu să o mântuiască. Binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântat să fie numele Domnului! Am văzut o unitate de nezdruncinat! Și am făcut rugăciuni în seara aia și între timp soția lui l-a sunat și a spus că dorește ca să mă duc împreună cu Costel să-i facem unghiere. Și am mers la ea acasă. Și am citit în Biblie la cererea ei și am făcut ungere cu un de lemn. Și am început să mă rog. S-a rugat Costel, după aia am început să mă rog eu și a venit Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și am zis, vreau să-ți spun ceva. Domnul îți vorbește prin mine acum. Dumnezeu a văzut zdrobirea ta și ai fost hărțuită de Satan, de religii, de oameni până azi. Astăzi spune Dumnezeu că ai o șansă unică să începi o legătură ta de dragoste cu Iisus. Azi Iisus este aici lângă tine și pentru prima dată tu ai crezut că ești religioasă, că ești bună, nu l-ai cunoscut, nu l-ai întâlnit. Acum este momentul tău când să te prinzi de mâna lui și de haina lui și de azi va începe o legătură personală între tine și el. Uită de Gabi Zăgrean, de Costel, de predicator, de biserici, de ortodox, de pop, de cruci, de maici, uită tot! Azi Iisus e în casa ta. Prinde-te cu amândouă mâinile de El și prinde-te de El cu toată ființa ta, pentru că de azi El vrea să fie păstorul tău. De azi deschide Biblia, am spus, în numele lui Iisus, și tot ce scrie în ea, fă. Ascultă de Iisus și orice pas care ți-l spune să-l faci, să-l faci liberă, pentru că El este Domnul tău. Și m-am rugat pentru ea și pentru prima dată am văzut-o zdruncinată de plâns, cercetată de puterea lui Dumnezeu. Și spun împreună cu voi, laudă lui Dumnezeu. Fața ei a fost schimbată, strălucea. Mi-am pus la masă, am mâncat, am stat, am discutat, i-am sărbat ziua lui soțul ei, cu tort, a trimis o cofetărie, un tort surpriză acolo. Și am zis, Doamne, Tu ești un Dumnezeu mare. În zile trecute n-a vrut să audă, n-a vrut să ne întâlnească. Acum Dumnezeu a creionat toate lucrurile pentru ca ea să se întâlnească personal cu Iisus Hristos. Nu vă mai uitați în stânga, nu vă mai uitați în dreapta, nu vă lăsați de hărțuiți, de pocăiți, nepocăiți sau de o grămadă de deziluzii pe care le va curge cineva. Problema ta
ta e cu Iisus. Acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Să începem să ne veselim. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Și ne-am veselit și noi în seara aia. Și vreau să vă spun, Dumnezeu știe toate lucrurile. Eu nu sunt genul să fac spectacol pe zona asta. Pentru că chiar cred că nu vindecarea e cel mai grozav lucru pentru oricum ne ducem într-o zi. Dar vreau să spun că de atunci ea este din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine, și am fost plecat săptămâna aia, joia, asta s-a întâmplat marțea, și mă sună fiica mea, tati, tu știi cine a fost joi la biserică? Joi e rugăciune, când vineai puțin. Și mi-a zis, sora a venit la biserică, singură, nechemată de nimeni. Pentru că cel care atinge inimile și lucrează este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Doamne, de câte s-a potignit femeia asta. Și a zis soțul ei la masă, la o familie care și ei vor să pocăiască, dar nu știu când și unde, că dumnealui a fost ofițer de poliție și dumneaei îi mai place așa dansul și distracție, deși are spre 50 de ani. Îmi place astăzi. Și eu zic, Neluț, știi ceva? Nu cred că ai vrea să vă aducă Dumnezeu la pocăință cum ne aduce pe noi acum. Nu cred că ar fi nevoie de cancer și de devastări în viața noastră? Că v-am mai spus eu aici odată într-o predică. Dacă vreți drame, știți că nu există niciun regizor mai bun în drame decât Dumnezeu. Și El uneori îngreduie drame în viețile noastre și pun preajma noastră ca să ne venim în fire și să înțelegem că acasă e sărbătoare, că e mântuire și e belșug de pâine. Și Dumnezeu te iubește și ne iubește atât de mult că nu va face rabat la nicio acțiune în dreptul tău, la nicio criză în care să te bage, pentru că singurul lucru care își dorește El nu este să fim fericiți pe pământul ăsta atât de mult, ci dorința Lui este într-o zi să fim mântuiți și fericiți în împărăția Lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului! Lăudat să fie numele Lui Iisus! Vreau să cunosc puterea Lui! Vreau să trăiesc! Astăzi la Deva sărbătorim viața! Pentru că puterea lui Iisus i-a adus din moarte la viață. Pentru că puterea iertării s-a exprimat în viața lui. Pentru că puterea care a tăiat toate legăturile și le-a luat toate problemele asupra lui și le-a aruncat și le-a distrus, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în ei a început un proces de schimbare care va dura toată viața, până ce va lua Hristos chip în voi și se va arăta desăvârșit în viețile lor. Până atunci, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ei 14, dar Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. De te-ai oprit undeva pe Dumnezeu să te resusciteze azi, să trezească duhul minții tale, să trezească casa ta și viața ta și toți într-o armată, într-un gând, într-un cuget, să lăudăm numele Celui care este sfânt, sfânt, sfânt în vecii vecilor. Ține minte, Dumnezeu nu sărbătorește niciodată intențiile și nici măcar lacrimile și nici măcar durerile și nici măcar rugăciunile spuse. Dumnezeu sărbătorește viața. Și mă rog din toată inima ca plecând azi de la acest botez toți să avem viața în noi. Toți să avem viața în noi. Cu voi 14 sper că ne mai vedem. Dacă ne ține Dumnezeu în viață și în viața Lui, atunci vom putea să ne mai vedem, să mai construim, să mai vorbim, să mai predicăm, să mai faceți și voi ce veți face și să ducem împărăția lui Dumnezeu mai departe. Mă bucur de biserica din Deva, de pe unde ați venit, Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur de biserica Sionului, fratele Ducan, de fratele Cătă, de toți slujitorii de aici. Dumnezeu să vă ține uniți în harul Lui și cel mai bucur mult, mă bucur de toți prietenii care azi s-au decis să-L urmeze pe Iisus Hristos. Știți că eu am o gură așa care spune mereu lucrurile astea. Hotărâți-vă. Se va deschide în curând o listă, scrieți-vă pe ea, iar eu promit că dacă am venit azi din Becleam, m-am trezit la 6 dimineață și am plecat până aici să mă întorc, să fiu la 3 la un alt botez, să predic la Becleam, vă dați seama că într-un act mai lejer așa aș veni oricând. Deci vin. La următorul botez iar vin. Și mă rog toți prietenii care sunt aici să vă văd aici pe scaunile astea. Ori fi 14, ori fi 40, grozav, 40 de sfinți, Domnul să-i binecuvânteze. Dar vă rog în numele Domnului, nu pierdeți ocazia. Azi este sărbătoarea vieții și mă rog Domnul să pătrundă în voi și apoi să veniți la botez să mărturisiți viața. Aleluia! Până atunci, Domnul cu voi și cu mine și cu Gabi, Lador, care m-a adus, un șofer foarte bun, care m-a adus până aici să nu conduc, Domnul să-l binecuvânteze. A spus prezent pentru că și el e fiul de păstor și a învățat toată viața cum e de la taică-său. Așa că Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el, și pe mine, și casa mea. Și după masă, când voi sunteți la odihnă, rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze botezul de la Beclean. Vor veni mulți oameni, mulți prieteni și Dumnezeu să mântuiască și acolo. Și uite așa a început să se veselească și într-o veselie o ținem până în ceruri. Vă iubesc și vă prețuiesc. Amin. Amin.